Aceste burse se acordă elevilor din familii cu un venit mediu lunar net pe membru de familie pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie, celor din familii monoparentale, ori cu anumite deficiențe. În județul Suceava, în ciclurile școlare, primar, gimnazial, liceal și profesional, sunt aproape 90.000 de elevi, potrivit datelor furnizate de inspectoratul școlar la debutul anului de învățământ. 17.638 de elevi suceveni vor primi burse de merit în valoare de 450 de lei, potrivit datelor furnizate de ISJ. Ele se acordă elevilor de gimnaziu și liceu și, teoretic, apreciază și încurajează efortul celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale și celor cu rezultate mai mari sau egale cu 950. 3610 elevi de la clasele profesionale primesc bursă tehnologică în valoare de 300 de lei, iar 138 de elevi vor beneficia de bursă de excelență olimpică 2 de 700 de lei stimulată care recompensează elevii care obțin premiile 1, 2 și 3 la Olimpiadele Școlare Naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. 6 elevi din județ vor primi bursă de excelență olimpică 1, între 750 și 3000 de lei venit care recompensează elevii ce obțin premiile 1, 2 și 3 ori mențiune la Olimpiadele Școlare Internaționale. 16 eleve vor primi burse pentru mame minore de 700 de lei. Un elev are posibilitatea de a acumula mai multe burse. Noua metodologie aprobată de Ministerul Ministerul Educației prevede faptul că primii 30% dintre elevii unei clase, pornind de la media cea mai mare către cea mai mică, vor fi răsplătiți cu burse de merit, fără a exista o limită de medie, un plafon care să îi excludă pe elevii care au medii sub un anumit prag.